Pașaportul de vaccinare intră tot mai mult în viața ta. În ciuda protestelor de la Paris sau Roma, pașaportul sanitar nu va dispărea prea curând. În Franța, Green Pass-ul rămâne valabil pentru spectacole, cinema, muzee, săli de sport și de la 1 august în restaurante, inclusiv pe terase, baruri, transport pe distanțe lungi. Pentru restaurante, un pașaport sanitar poate fi o provocare din punct de vedere logistic. Du coup, parce que être fermé, c'est compliqué. Du coup, on préfère plus travailler sur des gestes et plus à cheval avec la clientèle. Et le principal, c'est d'éviter le confinement. Parce que ça, c'est insupportable pour les commerçants, pour nous, pour tout le monde. Donc si c'est la solution, ben voilà, faut le faire, mais c'est un peu pénible, quoi. Un număr tot mai mare de țări vor să te mai lase să intri într-un bar sau restaurant fără să fii vaccinat. Creșterea numărului de cazuri în țări precum Franța, Italia și Olanda a dus la implementarea Green Pass-ului. În total sunt 13 țări europene care l-au adoptat. Regulile diferă de la o țară la alta.